Temperaturilor ridicate, un bărbat somat de mai multă vreme să-și dărâme atelierul autoridicat ilegal pe un teren al primăriei a făcut circ când s-a trezit cu autoritățile peste el. A amenințat că dă foc tuturor dacă îndrăznesc să se apropie de garajul lui. Autoritățile l-au ascultat până când pompierii au pus furtunul cu apă pe el și au răcorit lucrurile. A încercat în fel și chip să-l liniștească. Degeaba. Omul a încercat din răsputeri să convingă autoritățile să-i lase atelierul în picioare. Nu i-a mers însă nici cu vorba bună, nici cu amenințările. Și dacă tot e cu pagubă, omul a ajuns și la secție unde a fost amendat. 500 de lei. Nici soția protestatarului n-a scăpat prea ieftin. De atâta agitație, femeii s-a făcut rău. Cum și-a revenit însă, a luat-o de la capăt. Mi s-a ridicat diabetul, a urcat tensiunea și am leșinat acolo. M-a tras ca pe un câine pe jos, așa până la mașină, așa ce m-a urcat în mașină de m-a băgat la mascat și așa m-a strâns de mâini. Problemele au început de mult. Miza, un teren și atelierul auto ridicat pe el. A fost pusă în aplicare decizia de expropriere. Exista un atelier auto construit și care funcționa ilegal. Au intrat poliția peste noi abuziv, terenul fiind al nostru. Pentru autorități lucrurile sunt clare, așa că în ciuda circului, astăzi au pus garajul la pământ. Se adâncește misterul în cazul tinerii.